Salut! În cele aproximativ 9 luni de când am început să discut cu voi în mediul acesta virtual, Facebook, blog, am citit câteva mii sau poate zeci de mii de comentarii, de mesaje pe care mi le-ați transmis pe diverse canale și mi-am dat seama că voi nu mă cunoașteți absolut deloc. Voi, tânăra generație. Sunteți îndoctrinați și ați luat gata amestecat ceea ce v-au livrat trusturile de presă de-a lungul celor 25 de ani de când îmi desfășor activitatea în București. Cu insistență de-a lungul ultimilor 15 ani, din 2000 încoace. Am apreciat că este necesar să mă prezint. Să mă prezint și eu de data asta. Mă numesc Sorin Ovidiu Vânt. Sunt născut în 23 noiembrie 1955 în București. Copilăria și tinerețea s-au desfășurat într-un oraș de provincie micuț, se numește Roman. Mama a murit în 1989, în iunie, cu câteva luni înainte de Revoluție. Tatăl meu, al doilea, trăiește. Mai am doi frați, înfiați amândoi. Un frate și o soră. Înainte de Revoluție, după ce am ieșit din închisoare, pentru că am făcut și închisoare înainte de Revoluție, nu vreau să insist asupra celor episoade, trăiam din contrabandă cu argint industrial. Colectam argint industrial de pe toată pe suprafața României, prin diversi bulibași de la nivel local, și vindeam această marfă în Italia. O traversam prin Iugoslavia, fosta Iugoslavie, și o vindeam în Italia. De acolo veneam cu țigări Kent și cu cafea Amigo. Nu ne referim la Baxuri și la camioane. Asta am numai până în 89. În 89 vine Revoluția. Decis să trec de partea cealaltă a baricadei. A treia zi după Revoluție, înființez primul ziar particular din România. Se numea Romanul Liber. Am avut UP-ul să scriu pe el ziar particular proprietar Sorin Ovidiu Vântu. Mi-au sărit tot rămașca din cap. Țădări m-au făcut, dar n-am ținut cont. Tipăream acest ziar la tipografia locală. Pe banii tipografiei, pe hârtie ei, pe tușul ei, profitând de entuziasmul acela revoluționar. Evident că îl tipăream gratis și îl vindeam. Am câștigat foarte mulți bani. Până martie, unul dintre tipografi are tupeul să-mi ceară o sticlă de vin, nu? Să-l cinstesc, că muncește. M-am enervat cumplit, vă dați seama. E cum să-i dau bani. Tot atunci am decis că momentul entuziasmului revoluționar că am trecut și trebuie să mă apuc de un business serios. Și am făcut ce știam cel mai bine, contrabandă. Am început să deschid o serie întreagă, un lanț întreg de consignații pe tot teritoriul Moldovei. Am folosit relațiile pe care le aveam înainte de Revoluție pentru a mă aduce marfă de afară. Tot felul de mărfuri. Luam pachetul de Kent cu maxim 15 lei și îl vindeam cu 125 de lei. Și discutăm aici de tiruri. Iarăși nu discutăm de baxuri de țigări. V-am dat doar un singur exemplu. Am deschis un lanț de consignații, deci cum v-am spus, în întreaga Moldovă și un lanț de restaurante și baruri. Să vând și băutura pe care o aduceam de afară. Tot prin contrabandă, evident. Toate bune și frumoase, 92, se introduce TVA-ul. Afacerea mea, afacerile mele erau în aer. Decid să schimb afacerea. Vând absolut totul și eram în căutare de noi oportunități. Mă întâlnesc cu Cornelia Cobov, un bun amic de-al meu, la vremea aceea prieten, cred că și astăzi. Mă întâlnesc cu Cornelia Cobov, care îmi povestește despre certificatele de proprietate. El era președinte la FPP 2 Moldova atunci. Certificatele de proprietate. Îmi place la nebunie ideea, mă mut în București. În București erau câteva bișnițari care se ocupau cu traficul de certificate, vânzări, cumpărări. În câteva luni de zile îi aliniez pe toți, îi organizez, le triplez profiturile și fac prima piață neoficială și neautorizată de capital din România. Lor le-am triplat profiturile, iar eu am reușit să acumulez un număr de circa 1.200.000 de carnete de certificate de proprietate. Imens. Însemnă circa 6% din economia României. Un an mai târziu, deschid prima firmă de brokeraj din România, se numea Gertor. Brokeraj de valori mobiliare. Particip la construcția Bursei de Valori din București. În același timp, pe cheltuiala mea, școlarizez 3.000 de oameni, 3.000 de tineri, adunați din toată România, triind un număr de câteva zeci de mii de CV-uri.
Deci pe cheltuiala mea îi iau, îi școlesc și aduc în România o nouă profesie. Profesia de broker. Tinerii respectivi, acum maturi, conduc instituții la nivel național sau la nivel local. Aproape toți au ajuns oameni extrem de bine situați din punct de vedere social și material. În 96, la sfârșit de 95, construiesc Fondul Național de Investiții. Împreună cu doamna Ioana Maria Vlas, împreună cu un domn Marian Petrescu, un excelent operator de piață de capital, Doru Nicolaescu și alții. Banii încasați de la deponenți și erau investiți în Bursa de Valori București. Afacerile mergeau bine. Eu câștigam frumos, investitorii câștigau frumos până în 97. În 1997, marele crah bursier de atunci face ca orice investiție în Bursa de Valori și din București să fie neprofitabilă. Motiv pentru care vând compania de administrare a Fondului Național de Investiții. Compania se numea Sov Invest. Uriașa greșeală pe care o fac este aceea că nu-i schimb denumirea atunci când o vând. Timp de 3 ani de zile, până în anul 2000, acest fond a devenit proprietatea statului român. Proprietarii aici erau Centrocopu, Banca Agricolă și CECul. Domnilor, din 1997, proprietar pe Fondul Național de Investiții a fost statul român. În anul 2000, acest Fond Național de Investiții se prăbușește. Nu cu de la sine putere, evident. Este ajutat să se prăbușească. Era campanie electorală în acel an. O campanie extrem de dură. PDSR-ul trebuia să creeze neapărat o problemă CDR-ului. Și atunci, folosind o companie de consultanță din America, finanțată de George Constantin Păunescu, Viorel Hrebenciuc, printre altele, lovește și în piața financiar-bancară românească cu predilecție în FNI. Vă amintiți că la vremea aceea au căzut bănci populare, au căzut și câteva bănci cu capital privat, printre care și FNI-ul. Orice instituție financiară atacată se va prăbuși mai devreme sau mai târziu. Deconstrucția aceasta a atacului PDSR la adresa FNI-ului a profitat și Traian Băsescu, care a ajuns primar general al capitalei, învingându-l în turul 2 pe reprezentantul PNTCD-ului, lovindu-l în cap în permanență cu FNI-ul. S-a agățat și el așa că și gata primăria capitalei. Am făcut această mică paranteză, voi reveni asupra personajului ceva mai târziu. PDSR-ul câștigă alegerile. O campanie furibundă a fost dezlănțuită împotriva mea la vremea aceea. De ce? Pentru că statul român, simțindu-se amenințat, a aruncat toată vina pe mine. După 5 luni de cercetări făcute de zeci de procurori și sute de polițiști, am fost scos de sub urmărire penală. S-a constatat în urma acestor cercetări nu că am furat vreun ban de acolo, ci mai mult chiar am rămas prins în interiorul fondului cu 10 milioane de dolari. Sunt date oficiale, pot fi găsite și sunt de găsit în orice raport oficial. Aceasta a fost cu FNI-ul. Vom reveni asupra FNI-ului puțin mai târziu. Între 97 și 2000 am făcut două lucruri. Am dezvoltat gestorul construind un mall financiar de excepție care cuprindea două bănci, companii de asigurări, companii de leasing, companii de brokeraj. Îl dusesem la 8.000 și ceva de salariați și la peste 700 de filiale. Gersorul câștiga la vremea aceea circa $1.000.000 pe zi. Grupul Gersor. Tot în aceeași perioadă, pe lângă activitatea economică, am dus o intensă activitate socială. Și anume, am investit sume imense în cultură. La vremea aceea, dacă voi nu vă amintiți că sunteți tineri, aia mai bătrâni și te amintesc, dar vouă vă spun că am făcut o chestie excepțională cu care mă mândresc și mă voi mândri până la capăt. Premiul de excelență în cultură. Un juriu alcătuit din 9 personalități ale vieții culturale românești ofereau premii de excelență pentru elitele românești în diverse zone de activitate. Cei mai importanți, cei mai luminați români au participat sau au fost premiați de această instituție care s-a numit Premiul de Excelență în Cultură. Din nefericire n-am avut o viață decât de 3 ani, pentru că în 2000 a venit marea lovitură asupra mea prin intermediul FNI-ului și nu am mai putut susține acest proiect. Am considerat întotdeauna și consider și astăzi
că singura șansă a României să se ridice, chiar și din punct de vedere economic, din mocirlă în care se află, este aceea de a ne recupera elitele și de a ne onora elitele. Din nefericire, orice vârf apare, și avem destule vârfuri, este bălăcărit și stropit cu noroi de tot felul de nei ca nimeni. Pentru că am fost învățați de oameni nu tocmai binevoitori să ne omagiem doar cadavrele. Strămoși, tot respectul pentru ei. Dar pe lângă ei avem și oameni care sunt încă în viață. Pe aceștia am încercat să-i readuc în atenția opiniei publice, care să-i reinvestească cu ceea ce este strict necesar unei personalități, capital simbolic. Deci asta am făcut până în anul 2000. În anul 2000, marele scandal FNI, presa mi-a sărit în cap, m-au făcut ferfeniță, m-au făcut în toate felurile. 4 ani de zile am beneficiat de peste 46.000 de articole și știri în jurnalele din televiziunile românești. Foarte greu să lupt cu așa ceva. De aceea am preferat să nu lupt. I-am lăsat în pace, considerând că timpul va pune lucrurile la locul lor. În 2004, iarăși, o altă anchetă pornită pe FNI în 2002 este închisă cu aceeași rezoluție, scoatere de sub urmărire penală. Năsasem vroia capul cu tot din adinsul, n-a reușit să-l obțină, au venit alegerile din 2004 și am scăpat de acest individ. Individ care mi-a fost culmea, bun prieten și înainte de 2002 și după ce a făcut închisoare. Deci, 2004. Alegerile pentru președinția României. Evident că având o problemă personală cu Adrian Năsase, l-am sprijinit pe Traian Băsescu. Cu tot ceea ce am putut. Cumpărasem deja televiziunea Realitatea, cu câteva luni înainte de alegeri, televiziune care căpătase o forță extraordinară în timpul alegerilor. Inclusiv acest instrument a fost alături de Traian Băsescu în momentul alegerilor din 2004. Spre nefericirea mea, ulterioară, Traian Băsescu a câștigat alegerile. În 2004, deci, cumpărasem televiziunea Realitatea. În mai puțin de 3 ani de zile, am construit dintr-o televiziune nesemnificativă, practic, cel mai mare, mai puternic și mai inteligent trust de presă din România. Cuprindea vreo 6 televiziuni, vreo 4 cotidiene, vreo 12 reviste în diverse zone de activitate și cei mai buni profesioniști ai presei române lucrau aici. Cei mai buni jurnaliști din presa română se adunaseră aici. În 2007, prima suspendare a lui Traian Băsescu. Cu toate că mă dezamăgise profund, la acea suspendare l-am susținut. După acea suspendare însă, Traian Băsescu a derăiat total. Și am intrat într-un conflict deschis cu el. Din 2007 am început să-l sprijin pe Mircea Geoană ca să preia funcția supremă în stat. Sincer, l-aș fi sprijinit pe Crin Antonescu, date fiind convingerile mele total de drept. Numai că acest domn avea un partid foarte mic în spate. Oricât de valoros ar fi fost el ca și candidat, partidul nu putea susține, PNL-ul la vremea aceea nu putea da un președinte. De aceea am optat pentru Mircea Geoană. Nu aveam niciun pic de încredere în calitățile lui politice cum nu am nici astăzi. În particular, un tip spiritual, inteligent, spumos, un tip extrem de plăcut. Dar ca politician n-am dat niciodată 2 bani pe el. De aceea, revin, am decis atunci să-l sprijin Mircea Geoană pentru că avea acel partid în spate care îl putea propulsa în funcția de președinte. În 2009, alegerile. Mircea Geoană îmi face una dintre vizitele obișnuite. De ce mă vizita? Simplu. Asistența pe zona economică îi dădeam eu împreună cu un alt grup de tovarăși. Un om oricât de deștept ar fi, nu le știe pe toate. Pe partea economică, evident, Geoană nu avea niciun fel de pregătire. Noi îi asiguram pregătirea pe partea economică pentru discursurile publice și mai ales pentru dezbaterea finală. Este inutil ca dumnealui să mai contrazică, domnii care participau la trainingul pe partea economică a lui Mircea Geoană sunt și astăzi în piață. Ăsta e marele secret al vizitei lui Mircea Geoană din noaptea de dinaintea alegerilor. Domnia sa venea aproape în fiecare zi pe la noi. Bun, deci 2009 alegerile. Din nefericire, urmarea unei prestații jalnice, Geoană pierde alegerile. Și nu numai a prestației jalnice, mai este un element de data asta care ține de o zonă ocultă, și anume vizita lui Geoană în Rusia. Vizită pe care nu a catadixit
să o spună nimănui. În momentul în care s-a aflat, prietenii lui din America l-au abandonat și au întors armele. Acela a fost momentul în care, practic, Joan a pierdut alegerile. Evident, colacul peste pupă a fost pus de prestația groaznică pe care a avut-o la dezbaterea finală. Deci, 2009 se pierd alegerile. Conform uzanțelor, îi trimit un mesager lui Băsescu, printr-un canal verificat și folosit de mai multe ori, prin care îi transmit mon cher, ok, am pierdut alegerile, îi trimite în factură să fac plata. Așa se proceda. Traian Băsescu îmi spune, îmi transmite o chestie la maniera, transmite lui Vântul să-mi o sugă 6 luni cu realitatea lui Cotos și dacă sunt mulțumit, mai discutăm. Orgolios, după cum mă știți, i-am retrimis un răspuns care suna cam așa, să-i sugă măsa. Asta a fost povestea alegerilor. Evident că după 2009, folosindu-l pe Coldea, care, acum pentru toată lumea este clar, știți absolut tot cine este Coldea și ce face el, a instrumentat o grămadă, 1000 de dosare penale, presiune pe parchete, presiune pe instanțe, băga în pușcării, cu 2 preinfarcturi, cu un infarct și cu 2 picioare rupte, am fost târât în arestul Poliției Capitale. Asta se cheamă tentativă de asasinat. Să sărim. Din fericire am supraviețuit. Deci, mi-au dresat 10 de dosare penale, toate făcături, am fost condamnat, am făcut pușcărie, nu am plecat din țară. Nu urmarea interdicțiilor care mi-au fost puse. Asta sunt o glumă. Oricine poate pleca din România cu toate interdicțiile care îi se pun. Nu. Nu am plecat pentru că am acceptat autoritatea statului meu. Sunt valori în care eu chiar cred. Cu onestitate. Aceasta este una dintre valori. Cred în autoritatea statului meu. Chiar dacă la butoane sunt niște cretini. Chiar dacă cei care m-au condamnat au făcut-o de frică sau la ordine. Cred în continuare în autoritatea acestui stat și voi rămâne aici până la capăt. Nu-mi pot da ei ani de pușcărie cât pot duce eu. Domnilor, începând cu anul 1992 până în prezent, am fost unul dintre cei mai corecți oameni de afaceri din România. Repet, dintre oamenii de afaceri din România. Pentru că în lumea noastră corectitudinea este ușor relativă. Dar mă mândresc cu faptul că am fost unul dintre cei mai corecți oameni de afaceri din România. Nu am furat absolut nimic. Mai mult decât atât, am încercat să construiesc, uneori chiar am reușit, am încercat să dau înapoi acestei nații o mică parte din ceea ce nația mi-a dat. Am considerat că este obligatoriu să mă cunoașteți și să vedeți lucrurile și din perspectiva mea. Campaniile de presă care au fost duse din anul 2000 și până astăzi împotriva mea nu au fost niciodată dezinteresate. Ele au fost în permanență coordonate și finanțate de cei care îmi sunt ostili. Evident, am și eu dușmanii mei. Evident, încurc 1000 de interese. Din fericire astăzi, au apărut alte canale de comunicare. Și alte canale de comunicare. Facebook, blog. Am peste 500.000 de oameni care mă urmăresc pe Facebook și pe blog. Un rating mai mare decât al tuturor televiziunilor de știri. Am unde transmite mesajele mele. Am și eu acum posibilitatea să vorbesc fără să fiu întrerupt. Am posibilitatea să răspund atacurilor care vin la adresa mea și mi s-a părut de bun simț să mă prezint și să mă cunoașteți. Să aveți o zi bună!